Timp de 3 săptămâni, tabăra internațională de sculptură în piatră de la Măciuca va găzdui profesioniști din 7 țări care vor lucra în blocuri masive din marmură de Carrara și Rușchița. Proiectul, inițiat în urmă cu 7 ani de Fundația Dumitru Drăghicescu și atelierele Enache Paris, renoadă tradiția simpozioanelor de sculptură în aer liber. Fundația Dumitru Drăghicescu a pus Măciuca pe harta României. Eu cred că în curând, după cum merg lucrurile aici, Măciuca va fi chiar un punct de interes pe harta europeană. Dan Nițu a gândit împreună cu Viorel Enache acest proiect în care sculptori din întreaga lume să se întâlnească la Măciuca, unde să creeze opere de artă care să rămână mărturie peste ani a trecerilor prin această zonă. Cei 10 sculptori care participă la ediția 2021 a taberei internaționale de sculptură Măciuca sunt din Elveția, Franța, Germania, Turcia, Martinica, Republica Moldova și Senegal. Acestora li se va alătura sculptorul Dumitru Radu, care va realiza bustul din bronz al filozofului și sociologului Dumitru Drăghicescu. Dacă acum 3 ani de zile am reușit să aducem din Africa, din America de Sud, din Chile, anul acesta avem un artist din Africa, Senegal. Peste 3 ani de zile o să aducem mai mulți artiști din mai multe continente și o să fie din ce în ce mai frumos. Merită orice efort pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor prin cultură, care li se adresează nemijlocit. Printr-un proiect cultural alcătuit de Cristina Stanca, căreia îi mulțumim, Fundația Dumitru Drăghicescu și atelierele Enache Paris, coorganizatoare ale taberei, au primit pentru a doua oară consecutiv o finanțare din partea FCN, din cadrul Ministerului Culturii. Ceea ce vedem acum este o însămânțare pe care 2 oameni, de fapt o fundație, o fac în ziua de astăzi pentru viitorul acestei țări. Deci sunt niște semințe pe care dumnealor le sădesc, începând din 2014, la 3 ani, la 4 ani, la 2 ani, la 6 ani distanță, cu participări române și internaționale. Este o deosebită onoare să fim parteneri într-un astfel de proiect și aș mai vrea să spun o frază. Eu cred că în condițiile în care se dovedește că în general clasa politică a eșuat în eforturile pe care le-a făcut, cred că de jos o să pornim. Aici e speranța. La evenimentul de deschidere a taberei internaționale de sculptură în piatră, pe lângă sculptori, critici de artă și iubitori de frumos, au participat și reprezentanți ai administrației locale. Pentru noi ca și comunitate, v-am spus, este o bucurie să-i avem alături, să ne facă cunoscută localitatea. Ați făcut aici la Măciuca și cu această tabără de pictură un lucru extraordinar din punctul meu de vedere, unic, cel puțin în România. Scopul taberei de creație îl reprezintă crearea unui muzeu de sculptură contemporană chiar în centrul comunei Măciuca. Operele de artă create acum și în edițiile precedente ale taberei vor îmbogăți patrimoniul viitorului muzeu în aer liber.